Mașina necesită o curățenie temeinică. V-am spus, nimeni nu e profet în țara lui. Nu avem moft clothes. Dar îmi place linia. Îmi plac felul în care se îmbină finițiile. Există totuși semne de uzură, pot fi observate. Nu cred că va mai putea fi remediată această emblemă și va trebui să o înlocuiesc. Interiorul este de piele neagră, cu ornamente de ghilimele lemn. Citiți voi ghilimelele. Jantelor le lipsește căpăcelul din centru. Și dotul este săptămâna 37 din 2020. Aceste anvelope clar mai țin 3 ani fără niciun fel de problemă. Din păcate, la E46 încăpeau cele 4 anvelope în portbagaj, una lângă cealaltă. Aici nu. 2 în portbagaj, 2 pe bancheta din spate. Deși are 185.000 de kilometri, există doar o ușoară urmă de uzură a scaunului, dar ce nu-mi place este această uzură a chederului. S-a frecat de el în momentul în care se urca proprietara. Eticheta cu presiunea pentru anvelopele ce pot fi utilizate. Senzor de lumini. Navigație mare. Scaune încălzite. Cutia automată. Și un interior aproape curat. Repet, eu sunt și foarte exigent. De exemplu, am observat aici această zgârietură, dar se retușează foarte ușor. Îmi place că pielea a rezistat foarte bine trecerii timpului. Cotieră micuță ca pentru BMW. Nu are dimensiuni foarte mari. Pilot automat. Și haideți să ne uităm puțin și la compartimentul motor. Edition. Nivelul de echipare, având în vedere că este 2012, ultimul an de fabricație. Și ușile se închid așa cum trebuie. Îmi cer scuze pentru zgomot. Sunt oprit pe o parcare lângă un drum național. Are scurgere la uleiul de la caseta de direcție. Antigelul l-am verificat, uleiul l-am verificat. Va trebui să-i pun lichid de spălat parbrizul, întrucât are doar o mică cantitate. Și ce mai pot spune? Șuruburi neatinse. Murdărie. Necesită o curățare atât cât se poate face fără să pui lichide. Și aici identic. Șuruburi nedesfăcute. Bun. Acesta este compartimentul motor. Pâzla este la locul ei. Numerele. Jantele vi le-am prezentat deja. Și încetul cu încetul o să mai prezint ce descoper la ea și ce trebuie făcut în imediata apropierea timpului. Și aici am de gând să-i schimb uleiul la cutia de viteze și priviți în continuare clipul. Sunt la Harald Mayer,
Autoreparatur, dealer oficial ZF. Îi trimisesem un e-mail dinainte pentru a îmi spune cât costă uleiul și fi tot ce e necesar pentru schimbarea uleiului la cutia de viteze pentru BMW. I-am transmis vinul, dar am întârziat, n-am ajuns la 12, ci mai târziu. Din această cauză nu a ținut pe stoc filtrul și baia de ulei și șuruburile necesare. Am cumpărat doar uleiul, nu avea la bidon individual, ci doar vărsat. A spălat un bidon și mi-a dat și factura. Și acesta este prețul, 240 de euro și 5 cenți pentru 12 litri. Dacă vă întrebați de ce am cumpărat 12 litri, kitul original conține 5, dar mai trebuie încă 4 pentru schimbarea uleiului din convertizor și încă un litru pentru a spăla, pentru a face flash. Bun, continuăm. Bine v-am regăsit. Mai țineți minte ce spun eu în fiecare clip, că la început consumul e mai mare la mașinile care au stat mult. După ce am făcut plinul, mașina înregistra un consum de 6,3. Am parcurs circa 140 de când am resetat, dar mai făcusem vreo 50 de km înainte, deci cam vreo 200. În acest moment, mașina înregistrează un consum de 5,8. Nu știu dacă se și focalizează cum trebuie. Și range-ul continuă să crească. Era 870 la un moment dat, iar viteza medie nu a fost deloc mică. Au fost câteva zone cu limită de 60 de km la oră și în rest a variat între 120 și 160. Și încă o dată dovada ceea ce spuneam. Convingerea mea este că va mai scade acest consum. Până la cazare avem 500 de kilometri. Și știți că îmi place să fiu sincer cu totul, iar mașina are aici parbrizul puțin ciupit. Ne revedem! Cum spuneam, în mod real sunt făcuți 450 de kilometri, nu 407. Autonomia ar fi de 586 de kilometri cu puțin peste jumătate din rezervor. Viteza medie de 97 de kilometri la oră, iar consumul a scăzut la 5,4. V-am zis că va scade. Welcome back. În acest moment am parcurs 900 de kilometri de când am preluat mașina. Iar consumul înregistrat este de 5,4 cu o medie orară de 107,6 km la oră și autonomia în acest moment este puțin peste 690 de kilometri. Dar haideți să vedem cum sunt discurile și plăcuțele. Știți că v-am zis că după câteva sute de kilometri, respectiv cât am parcurs, mașina se vor curăța. E puțin parcarea blocată. Așteptăm cu minți. Nu suntem români cu claxoane, flash-uri și alte chestiuni de acest gen. Haideți să vă arăt. Mai țineți minte ce ruginite erau? Dar era rugină superficială. Pe față întotdeauna lucrurile vor sta mai bine, având în vedere că reprezintă principala punte care frânează. Și pe spate s-au curățat, dar rugina e mult mai profundă. Conform computerului de bord, apare că în 3300 de kilometri
ar trebui înlocuite plăcuțele pe puntea spate, respectiv pe această roată. În momentul în care ajung în România, voi merge la inginerul meu, care o va verifica din bară în bară și mi va spune ce trebuie făcut. Da, discuri mari. Discuri mari. Mai facem o trecere în revistă. Cam așa se prezintă. Am pornit-o și la rece și ieri când am preluat-o de la dealer și în dimineața aceasta și nu se aude zgomot de lanț. Aștept să, așa cum am spus anterior, să o fie verificată și de către inginerul meu auto și să vedem ce îmi va comunica. Haideți să vedem cât mai avem până la Craiova. Până la Craiova mai avem 6 ore jumate și aproape 600 de kilometri. Nu vă luați după ora de ajungere estimată, 13:32 o oră, se pierde întotdeauna la trecerea vamei, plus cât se stă în vamă și opririle pentru necesitățile fiziologice și o eventuală alimentare. Dar alimentarea nu o voi face în, nu voi mai face în Ungaria, ci în România. Autonomia este satisfăcătoare, 690 km, puțin peste jumătate. Haideți să continuăm. Cum vă simțiți în calitate de proprietar a unui autoturism BMW și în ce fel vă surprinde sau nu vă surprinde și cum se face trecerea de la o mașină anterioară la una nouă pentru dumneavoastră? Am încercat să mă pregătesc emoțional pentru trecerea asta, dar apoi am hotărât să mă încred în iubitul meu, care este foarte pasionat de mașini și în special de BMW. Am așa, stau în, locuiesc cu o pasiune pentru așa ceva. Și ce să zic, sunt uimită de faptul că îmi place să conduc un BMW. Cum mă simt în el? Îmi place cum se așează pe stradă. Am impresia că suntem parteneri. În partea cealaltă cu Golful, cred că aveam tot timpul o teamă că trebuie să-l țin sub control, mai ales când intram mai mult în viteză. Se așează foarte bine, e o mașină grea, îmi place foarte mult volanul. Deși înțeleg că ăsta este un volan mai mult de bărbați, îmi place foarte mult pentru că e un volan greu, nu se învârte foarte ușor și parcă asta îmi dă și mai mult sentimentul de control. Și uimitor pentru mine, îmi place foarte mult că această mașină îmi dă așa o senzație de putere, nu neapărat putere personală, dar că sunt sau conduc ceva care are foarte multă putere. Ce să mai spun în rest? S-a dus epoca Golf, a început epoca BMW. Am o singură teamă care este specifică persoanelor de sex feminin și anume că mașina este un pic cam lungă și poate nu o să-i prind suficient de bine dimensiunile, dar producătorii probabil că s-au gândit și la asta, pentru că este o mașină care are senzor față și senzor spate și sunt convinsă că asta o să mă ajute cu temerile mele. Îi mulțumesc pe această cale iubitului meu că a fost aici alături de mine și a spus pasiunea, mi-a spus pro și contra la o serie de mărci de mașini și cumva m-a făcut să aleg cu încredere. Și acum se pare că avem una pereche cuplu fericit pentru noua mașină. De aici am transmis live în direct și în reluare pentru lumea auto. Aceasta este prima alimentare. De când am luat mașina, un moment, nu știu dacă se poate face zoom,
58,90 litri cu un euro 40, 83 de euro ce mai. Iar aseară în Austria am mai pus de 45 de euro și 35 de cenți, 20 de litri, nu, 30 de litri și jumătate cu 1,52 euro. Asta a fost cea scumpă aditivată. Și acum la Lugoj am mai pus de 300 de lei. Și motorina va ajunge clar până în București și va și rămâne. Haideți să vedem ce consum înregistrează și pe ce distanță. Mai greu cu o singură mână. Bun. Deci, autonomia cu rezervorul plin este de 1096 de km, viteza medie până la Lugoj a fost de 104 km la oră, consumul mediu 5,5. Și am făcut 1170 de km până acum, plus cei 40-50 de la început, înainte să resetez, deci 1220. Am ajuns la destinație. În propriu mai sunt 70 de kilometri, dar vreau să fac o recapitulare. Modelul este arhicunoscut și iubit, adulat și urât, atât prin prisma întreținerii, cât și prin prisma proprietarilor. Dar asta las pe fiecare să decidă, să aibă propria lui opinie, raportat la experiențele cu care s-a întâlnit. Ce să mai spun? Mașina a parcurs 1600 de km în acest moment. Autonomia cu puțin, cu două treimi din rezervor, mai ajunge pentru 744 de km. Viteza medie din Germania până pe autostradă din România este de 86 de km la oră, iar consumul mediu este de 5,4. Este un euro 5, aduc aminte, și eu zic că e un consum mai mult decât onorabil. Pe de altă parte, să mai trecem puțin în meniul mașinii și să vedem lichidul de frână ar trebui înlocuit în ianuarie 2023, uleiul în ianuarie 2023 sau în 28.000 de kilometri, plăcuțele frână spate în 3.400 de kilometri, inspecția mașinii vizuală, caroserie, tren de rulare, direcție, absolut tot în mai 2023. Vehicle check ianuarie 2025 sau 60.000 de km și plăcuțele frână față în 70.000 de km. Nu m-aș baza atât de mult pe cele indicate, prognoza făcută pentru plăcuțele de frână de către calculatorul mașinii. Acestea sunt, se raportează la modul în care conduci, cât de des apeși frâna, cât de mult mergi, să zicem, anticipând traficul și cât mergi în afară, cât mergi în oraș. Dar pentru așa o prognoză a cheltuielilor ce urmează să le faci cu mașina, sunt utile aceste estimări. În rest, deja, așa cum ați văzut, uleiul pentru cutia de viteze l-am achiziționat. Urmează să achiziționez și filtrul, baia de ulei și șuruburile aferente. Uleiul pentru motor deja l-am achiziționat prin jurul unei alte deplasări. Vreau să le fac inginerul meu cap-coadă și celelalte filtre vor fi înlocuite. Prefer o investiție mai mare acum,
și să știu eu ce s-a făcut la mașină. Ca să spun puțin modul în care au evoluat tratativele, au apărut două exemplare într-o zi de luni, după amiaza, într-o seară. Eu deja mă aflam în tratative pentru un al treilea exemplar, care stagnau cumva, dealerul nu era, era nemulțumit de nivelul de informații pe care îl solicitam. Revenind la cele două exemplare care au apărut într-o lună după amiaza, am transmis solicitare de date pentru amândouă, nu am primit nimic marți dimineața și am sunat la ambele. Una era la Berlin și dealerul mi-a confirmat că era deja rezervată, iar aceasta dealerul nu răspunde la telefon, a răspuns târziu, undeva în jurul orelor 10-30 ora României, 9-30 ora lor. Am stabilit cu el să-mi transmită niște poze. Când a ajuns la locația sa, a început să-mi trimită poze cu un Ford C-Max. Nu vorbea limba engleză, vorbea doar germană. I-am explicat că face o confuzie, că nu aceasta este mașina pe care doresc să o achiziționez. Și a început să-mi transmită informațiile într-un ritm normal. Mi-a comunicat că mașina are turbina schimbată recent și că are și uleiul schimbat. Nu neapărat doar bazându-mă pe cele indicate de către computerul de bord, dar mașina a fost verificată acum circa 2 ore și de către inginerul meu, care a consfințit înlocuirea reperului amintit anterior. Culmea e că în acest moment în care eu purtam negocierile cu dealerul acestui exemplar, celălalt dealer mi-a comunicat că s-a eliberat, mașina n-a mai fost rezervată și mi-a solicitat și mi-a transmis și acela informații. Dar pozele arătau că mașina suferea o uzură accentuată datorată mersului pe autostradă. Toată bara era sablată, farurile de asemenea, și erau și câteva zgârieturi pe care dealerul, am apreciat transparența, mi-a transmis pozele foarte prompt, indicându-mi zonele unde stratul de vopsea era afectat. Verificând istoricul de service, am descoperit că respectivul exemplar avusese bara spate înlocuită de 3 ori în reprezentanță, parbrizul de 2 ori și avea și ușile de pe o laterală, și față și spate, revopsite. Am comunicat dealerului că, în pofida faptului că mașina avea mai puțin kilometri, 160 un pic, și avea revizie în luna martie 2021 la dealer BMW, renunț la intenția de achiziție, bazându-mă pe desele repere înlocuite și revopsite. Revenind la acest exemplar, ultima intrare în serviciu a fost anul trecut, la 164-165.000 de kilometri, am istoricul în dosar pentru verificare și actualizare softul Euro 5 la acest model. Și în istoric era mai curat, nu avea atâtea intrări pentru service, dar nici atât de multe reparații, revopsiri și înlocuiri de piese. Acesta fiind zise, aștept părerea voastră în comentarii. Dacă ați fi plătit atât de mult sau ați fi plătit mai puțin, dacă suma vi se pare corectă sau ați fi solicitat alte dotări, ați fi căutat un exemplar cu alte dotări, vă mulțumesc tuturor pentru timpul acordat privirii acestui clip. Dacă v-au plăcut informațiile, vă rog să vă abonați, să activați notificările, chiar contează, și orice comentariu, că e pozitiv, că e negativ, ajută atât la algoritm, cât și pe mine și echipa mea să vă oferim un conținut de calitate. La revedere, pe sâmbătă viitoare!